Deci știam că se poate de clar că acolo cu cu aoi lucrurile nu o să meargă mult mai departe. Ok. No, 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 but why you take? One fan then cut and look here. Yeah. Okay. Ah. Yeah. Ah, okay. Then my fan win, the man cut. Ah, your friend. Yeah. Ah, ah. My fan đi đôi khó thường my fan quên, my fan nữ quên. Yes. Man cut, khó. Okay. Yeah. Okay. My fan dễ, tôi lên my fan. Ah. Yeah. Oh, okay. Yeah. Mama, yeah. Frate, deci am intrat în cameră și laptopul nu era aici. Voi sunteți nebun la cap, nu era laptopul, nu era gimbal, nu era absolut nimic aici. Eu nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat. Deci am intrat în cameră și astea nu erau aici. Și am văzut să mă duc la recepție și că m-am întors, erau aici. Adică mi le-a adus omul ăsta, ați văzut, a venit acum omul ăsta și mi le-a adus. What the fuck, mi le-a luat? Ca să mi le aducă? Nu înțeleg nimic. Mamă, frate, uite, știu ce mi-a făcut mă la el. Doamne, iartă-mă. Mă, ce-au făcut oamenii ăștia aici, frate? Mi-au luat tot, mi-au schimbat, mi-au... Doamne, Iisuse Hristoase, mai era ceva aici, mă, încărcătorul de la ăla. Doamne. Băi, frate, lasă-o mai de-a luat și încărcătorul de la ăla, frate. Au luat tot, bă, să-mi bat piciorul în ei, frate. Dreacului. Ăștia sunt nebuni, frate. Mi-au luat și încărcătorul, mi-au luat și spuma de ras și toate prostiile astea. Cred că ei s-au gândit că... Ce, că am plecat la aeroport și că am uitat astea în cameră? Nu pot să înțeleg care-i treaba. Ia uite mă, mi-a luat și aia, bă frate, bă, cu ce ești? Bă frate, n-am pățit în viața mea așa ceva. Deci ăștia de la hotel au intrat frate în cameră și au luat toate lucrurile pe care le aveam pentru că s-au gândit că eu nu mai întorc de la aeroport. Deși le-am spus cât se poate de clar, mă duc să o duc pe my girlfriend și mă întorc înapoi. Și ăștia de aici au intrat, au luat tot și acum nu mai găsesc lucrurile, frate. Deci nu mai găsesc aia de baie. Omul de aici a crezut că la ora aia s-au făcut două, au fost alte două check-out-uri. Înțelegi? La exact la ora la care am plecat eu, au fost două check-out-uri. Și el a confundat A6 cu B6. Dar n-ar fi asta problema, problema este alta. Ok, confunzi, te duci în cameră și iei ceva. Frate, dar au luat toate lucrurile. Deci au totuși le-a pus într-un storage room acolo. Mai puțin rucsacul care era ascuns după perdea acolo, știi? Era după aia și n-am văzut. A luat laptop, alea de la baie, tot. Dar nu înțeleg cum, adică te gândești că a făcut cineva ce caut-o. Noi mergem în Danang. Mergem în Danang, da. Mamă, lasă-mă, că m-am enervat. Ia zi, cum mi-ai scris că m-ai auzit că urlam pe aici? Deci eu dormeam așa. Era 6 dimineața. Și mă trezesc așa, și luau pe Cătrin, zicând, mamă, ce înjurai tot de febrile. Mamă, știi cum a... Păi da, ăla nici nu vorbea engleză, știi? Puteam foarte bine să fac aici un scandal și mai mare și puteam să le zic, băi frate, nu vă plătesc pe noaptea sau ceva de genul ăsta. Dar știi de ce l-am făcut asta? Pentru că mai mult ca sigur i-a luat din bani omului care lucra aici. Tipul care lucra aici era un om în vârstă la vreo 50 și ceva, 60 de ani, nu vorbea engleză, avea și el un job de security guard. Puteam să fac scandal, dar sigur i-a luat, da mă, dau domnul ăla, sigur i-a luat din bani lui, știi, luat din salariul lui, sigur. Și nu avea sens. Dacă era să-i fost managerul sau careva care lucra aici, le spuneam, dar așa nu avea sens pentru... Nu știu, 20 de euro cât a fost azi noapte, chiar mi-avea sens. Nu, m-am speriat câte auzeam și până am zis că poate. Gata, închidem subiectul, plecăm în Danang. Și-a cerut scuze până la urmă managerul. Da, în fine, da, nu. Băi, a fost foarte ciudat, s-am spus că nu era laptop acolo, nu era nimic în cameră. Dar erau anumite lucruri lăsate, adică hainele erau lăsate, nu era laptopul. Primul gând pe care l-ai în cap care? A intrat cineva și s-a luat laptopul. Dacă găsești haine, nu m-aș fi gândit niciodată că mi-a făcut cineva un forced checkout. Hello, sir. Poți? Yes, please. Hai. Come on. Avem sus. E ok. Ce mă? Let's go. Acolo este Pringles. Apă? Apă avem acolo, n-avem apă. Așa, ce vrei să le zici tuturor oamenilor care s-au uitat la noi, că acum ai văzut, știu cum e cu vlogging-ul, ce zice lumea? Ce da, foarte fost interesant. Vă mulțumesc tuturor, cum v-am și menționat în mesaj, mai ales pentru că urmăriți pe domnul Cătălin Stăncinescu. Pe bossul. Pe bossul Backpacker Life. Așa. Da, mi-au plăcut toate, în general, toate comenturile au fost super pozitive și foarte drăguțe. Vă mulțumesc din suflet. Și cel mai puțin
dubioase, să zic așa. Au fost destul de funny, deci da. Nu mă afectează niciun fel rău sau așa. Aha, nu te afectează rău, da, asta e. Nu, e funny, sunteți funny și asta e bine. Doar put it straight there? Yeah, put it there, perfect. Oh, okay. Cât ai dormit? 2 ore? Da. E nașpa așa pe zi, pentru că e ceva mai cald. Mi se pare mai ok terenul ăsta de la noaptea. E mult mai cool. Acum se face puțin cald. Dar e ok. E ora 11, da, aproape de ora 11 acum, ceva de genul ăsta. M-am uitat la un film pe care vi-l recomand. De fiecare dată în tren sau în basuri vă recomand să vă uitați la filme. Și acum vă spun, uitați-vă la Black Mirror. Este un serial foarte mișto. Mai aștept să ajungem. Mâncăm și noi când ajungem? Da, mâncăm neapărat. Colegii noștri de apartament cred că se o să mănânce ceva. S-a la toaletă, nu? Se rup telefoanele? Da, deci 11 ore. În mod normal știți că mie îmi place să merg noaptea pentru că salvez banii de cazare. Dar trebuia să stăm foarte mult azi, de când făceam check-out de la ora 2 și până la ora 9 seara. Da. Nu aveți un sens. Mamă, dar e cald. Se simte căldura. Da. Hai. What? No meter. Do you like? Why no meter? Oh, you know. Why no meter? What? Nu, că zică no meter. Why no meter? No meter. Why? De ce nu? Las. Ia să dăm apoi. Că zică no meter. Exact. Why no meter? Nu nimic. Da, ăsta nu a avut cu meter și n-a chestii să dau 200.000 pe o cursă ce e maxim 100.000. Nu vreau să fac chestia asta. Uitați voi diferență. Ăla am cerea 200.000 și aici am cere 47.000. Deci de 4 ori mai puțin bani. Dar dacă mă duceam mai încolo să iau taxi, probabil că la undeva pe meter, undeva la vreo 75-80.000. Nu e foarte mult. Da, nu e foarte mult. Că de ce stai în plus, nu poți să iei asta. Da. Am. Hai. Asta. Mamă, cât de frig poate să fie aici. Sau știi unde mergem? Da, știu. Ia. N-am avut șansa să filmez Danangu până acum pe noapte pentru că aveam camera cealaltă, care nu avea obiectivul foarte luminos. Dar acum cu asta o să încerc să iau niște cadre mișto in the night. At night, sorry. Mamă, arată super mișto. Asta este un hotel foarte șmecher în care sper să fac și o bană la din YouTube astfel că să pot să stau aici. Și acum trebuie să găsim hotelul nostru. Nu știu dacă mai țineți minte că v-am spus eu, am făcut un video în care v-am arătat un hotel și v-am spus că așa trebuie să arate o cameră de hotel la $20. Ăsta era Rich Hotel aici în față. Phone number? In Vietnam? Yes, I have. One second, because I don't know it. Da. Aici în față e ceva, nu știu, cântă cineva pe scenă, o fi, nu știu, festival de la gen Mamaia sau cum erau alea la Constanța, la Ostrinești, acum o grămadă de ani. Đến tối là ba số. Hiểu chưa? Rồi, chị muốn bắt đầu trước hay em bắt đầu trước à? Rồi, em bắt đầu trước à? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28. Acum cred că numără ceva 29, de genul ăsta. 30. Như vậy là không giành được số 30 của em à. Các quý vị đã hiểu trò chơi chưa? Ce e ceva frumos de băut. 17, 18. Și stai la spectacol. 21, 22. 23, 24. Dacă plaja din Nha Trang ți s-a părut mare,
Uite-te și tu. E huge, deci plaja asta este enorm. Merge din partea aia așa super mult până încolo. Ai acolo, ai acolo în față și un munte. Ba da, ba da, poți să te prin diverse locuri. Ai acolo în față și munte pe care poți să mergi să vezi statuia aia, știi? Și uite cât de luminat e seara. Wow. Dar nu era așa. Dacă mă țineți minte videourile pe care le-am făcut eu prin la finalul martie, nu era așa. Dar nici când am fost cu Adi și cu Vădus nu era așa. Ia uite mă, ești nebun, o să fie un eveniment exact de ziua mea. Pe 11 a 11 a 2, de pe 05 până pe 11 a 11 a 2017. Yuhu! Coco Bay, Da Nang, Vietnam. Îi ziceam lui sora mea că aici, în Da Nang, seafood-ul e la el acasă. Vine cu Adi să vezi ăștia, o să vii aici frumos. Pește, tot ce vrei tu, scoici, melci. Dacă ești fan, ceea ce eu nu sunt, aici ești mega fericit. Ai, e super, e super. Vreau să rămân aici, nu mai mă întorc. Vrei să rămâi aici acum, da? Da, da, da. Alt hotel care arată absolut superb. Până la urmă ne-am... Hello? Hi. Hello. Hello. Da, pentru că e foarte mult seafood aici și n-aveam chef să mâncăm, am zis să luăm așa ceva pe stradă. Și când mergem spre hotel sau mai încolo, poate mănâncă doar ea un noodle. Tu n-ai mâncat nimic, frate, și tu nu ești obișnuit să nu mănânci? Ce mâncai de 12? Ai mâncat niște două dulciuri de alea de căcaș și niște Pringles, în rest nimic. Nu am mâncare, n-am făcut breakfast, n-am făcut nimic. Eu ultima dată când am mâncat a fost aseară. Aseară când am mâncat? Eu mânc de 5 ori pe zi, puțin de la Anglia. Uitați-vă la ea, de grase. De 5 ori pe zi mănânci? Mamă. Am scos-o și-o pe Daria la o masă din asta de lux, la hotelul ăsta, mâncând ceva fiță. Dacă bamia mi-a mâncat, dar trebuie să mănânce la să-mi spui. Da, altfel. Nu, să la, nu e la fel. E diferit? Da, e cu altfel de carne, cu altfel de ingrediente. Cred ingredient? Trebuie să, e, ăla e cu câine de la, e cu dalmațian ce am mâncat, era cu cocker, cred. Mamă, nu. Ia stai puțin, mănâncă niște, încearcă și din ăsta, să-mi spui cum ți se pare cu tot cu sosul ăsta. Porumb. Cu ce fel de carne? Na, n-are carne, n-are carne deloc. Ah. Ia. Taste. Asta e foarte bun, eu mănânc asta în fiecare seară, nu? Really good. E foarte, foarte, foarte bun. Dar ea nu s-a săturat cu banimiurile alea și și-a luat un... Bun hamburger, bang, ia uitați. Fix, ca în Europa. Hai mă, că arată super bine, ia hai arată să văd. Arată super bine și de-ai s-o bă. Hai, hai, hai. Așa, oh my god. Dar ea mi-a scurge pe jos. Știu, dar n-am... Îți place, e ok? E foarte bun. O să încerci și tu după aia. Îmi dai voie să încerci și eu? Da. Cum să nu? Cum să nu? A dat export la vlogul pe care voi l-ați văzut acum o zi. Da, pe vlogul pe care, la vlogul pe care l-ați văzut ieri. Să rup de oboseală. Cum te simți, Daria? Foarte bine, sunt foarte obosită, dar foarte fericită că sunt aici în Da Nang. E ora 12 noaptea și vrem să ne trezim la 5 dimineața. Dimineața să finim răsăritul. Asta este ideea. Da. Și să încercăm niște cadre cât se poate de mișto, de frumoase acolo. Acestea fiind spuse, vă spunem că vă iubim și sper ca vlogul ce vine din Da Nang o să fie un vlog mai mult artistic, pentru că vreau să trag multe crade drăguțe și nu știu, sper să vă placă. Love you. Și nu uitați să intrați pe Instagram-ul meu, Cătălin_backpackyourlife. Pa.